Bună seara, bine v-am găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Panorama. Sunt Cătălina Clad și în această seară alături de domnul Daniel Muraru, jurnalist de investigații. Bună seara și bine ai venit. Bună seara, Cătălin. Nu îmi spune că te-ai gripat, că te-a prins și pe tine un microb. Sper să fie o viroză, să nu fie gripă, că am văzut că sunt probleme mari cu gripa, ferească Dumnezeu. Peste 100 de degeți. Sper că nu e un microb rezist. Niciun caz. Rezist, însă apropo de, dacă tot m-ai întrebat, adică dacă sper că nu m-am gripat, să le spunem telespectatorii încă o dată că, din câte am văzut sau sunt informațiile oficiale furnizate de către Ministerul Sănătății, în majoritatea cazurilor, mă refer la deceze, a fost vorba de pacienți care sufereau și de alte boli cronice. Deci nu... Da, nu ți se pare așa ceva de ușor. Suspect? Toate televiziunile așa într-un cor general, încă unul, încă doi, încă cinci, încă așa. Bine, acum televiziunile mai duc, Cătălin, televiziunile mai duc și lipsă de informații, pentru că, din păcate, în loc să aibă alte preocupări, pentru că, slavă Domnului, subiecte există, din punctul meu de vedere, în momentul de față, cred că cel mai mult de muncă în România acum este în domeniul jurnalistic, dar pe zona de investigații, efectiv nu ai timp să faci ceea ce este de făcut. Este deja că se poate fura în această țară și câte șmecherii se fac și, din păcate, sunt foarte puțini oameni care sunt aplicați pe zona asta. Eu înțeleg, mulți dintre colegii noștri vor să trăiască, însă eu am spus așa. Onorabil. Și, să trăiască onorabil. Să faci concesii de genul ăsta ca să primești o publicitate de 2 lei, 3 lei, 5 lei, 10 lei, cât o fi, și să închizi ochii la niște potlogării care ar însemna, să zicem, prejudicii de sute de mii, dacă nu cumva milioane de lei, mi se pare o prostie. Bine, asta nu înseamnă că nu închizi ochii pentru, sau aștept sume mai mari ca să închizi ochii. Eu cred că, totuși, jurnalistul are cu totul altă menire, și anume aceea de a fi câinele de pază. Da, și câinele ăsta, la un moment dat, societății, nu? Știi că mai mănâncă și din palmă. Dar la noi, din păcate, cam stă, câinele stă cu palma, nu toți câinii stau cu palma întinsă, dar mulți dintre ei cam asta fac. Repet, dacă e de muncă în zona asta a presei, cam pe aici ar fi slavă. E de muncă în toată societatea românească. Vedem că de la zi la zi parcă lucrurile, nu știu, le înnoadă cineva. Nu musai investigații, dezvăluiri, pentru că investigațiile fost și la urma urmei în ale adevărate penale, trebuie să le fac cu organele de cercetare penală. Mă întreb câte o să mai apar în România. Văd că apar doctori de ăștia în falși, cum spunea tovarășul la Revoluție. Apare ăla care, deci trăim într-o, deci noi trăim în comuna primitivă aici, deci noi avem impresia că suntem în Europa, suntem acolo cu ăștia mari, cu ăștia bogați. Nu e comuna primitivă, trăim într-o țară unde șarlatanii și-au găsit loc, bine, nu toți, dar faptul că a scăpat acel medic, așa zis medic italian, individul la 8 clase care băga botox, tăia sâni, aranja sâni, nasuri și așa mai departe, este într-adevăr desperiat. Mai ales că el a făcut-o cu acceptul reprezentanților autorității DSP, nu? Direcția Sănătate Publică București. Nu, da. A pus parafa o doamnă de acolo. Normal, ți se pare normal? Adică nu-i tras nimeni în țara asta la de mânecă. Nu găsim dosarul cu autostrada Bechtel. Am dat 1 miliard. Nu găsim pe nimeni să tragem la răspundere. Nu găsim Deci nu găsești pe nimeni. Dacă vrei să-l tragi pe Mazăre, ăla e plecat. Dacă vrei... Păi, ce e asta? Bun, dar ai câte explicații pentru fiecare în parte. Mazăre, de exemplu, el era condamnat în primă instanță, era judecat în alte dosare. El a avut o primă condamnare. Acum a mai luat 9 ani într-un alt dosar, dosarul plajelor, împreună cu alți golani. Borcea, Săvulescu... Hai să le spunem, care mai fost, să le spunem elegant. Sunt infractori. Acum sunt infractori, dacă sunt condamnați definitiv la pedepse cu executare. Pentru mine sunt golani. Sunt niște golani pentru că au furat din buzunarele noastre. Dacă ar fi furat din buzunarele ai lor... Ai văzut fotografiile cu Elena Udrea? Ai zice că sunt oameni aflați la greu? N-aș zice. Dar Elena Udrea niciodată n-a fost în situații dificile. Însă, repet, ca să nu pierd ideea, găsim justificare pentru fiecare caz în parte pe care l-ai pomenit tu și cu autostrada Bechtel și pentru... povestea cu acest dosar care are doi din ăștia condamnați fugari, e vorba de Mazăre și acel Săvulescu pe la Monte Carlo, Mazăre e plecat prin Madagascar. Problema este că este trist
că sistemul judiciar, repet, nu-și face datoria, în mod normal, bazele n-ar fi trebuit să fie, să aibă permisiunea să plece, trebuia să aibă interdicție de a părăsi țara. Era simplu, a avut o perioadă după care a fost ridicată. Era de așteptat, numai cine n-a vrut nu se gândea că Mazăre putea să plece din țară sau că își dorea să plece din țară, pentru că Mazăre se aștepta, ca și Săvulescu ăsta, care a fost acționar pe la Dinamo și plin de bani. Dar ăștia sunt niște șmecheri, care sunt niște șmecheri plin de bani, care acceptă cu greu situația de a face penitență. Cum să ducă ăla frumosul îngelatul, gelatul, îngelatul Săvulescu, căsătorit cu fosta Miss Albania și plin de bani și așa mai departe, să ducă la închisoare. Ăla o să fugă cât o să poată, deși nu cred că o să scape și în cazul Mazăre. Eu ai zic mai auzit de vreun proces care să se întindă așa și intrăm în subiectele noastre? 10 ani de zile un proces, adică mie mi se pare totuși... Da, să zicem mersi, și, să zicem mersi că sentințele au fost se apropie de două cifre. Cătălin, să zicem mersi că nu s-au prescris faptele și era altă situație. Bine că s-a condamnat, deși aici, atenție, este un mare semn de întrebare. La Curtea de Apel București s-a mers pe achitare, cu suspendare, parcă a luat Mazăre, dacă mă înșel sau nu. Cred că achitarea a fost cam pe linie unul singur, al cu suspendare. Iar la Înalta Curte s-au dat niște pedepse criminale. Să nu uităm că în dosarul transferurilor, la Curtea de Apel, toți Becalii, Borcea, Veri, și care au mai fost acolo, Popescu, Gică Popescu, au fost achitați. Iar când a ajuns la Înalta Curte, s-au dat executare pe bandă rulantă. E un mare semn de întrebare ce s-a întâmplat la Curtea de Apel Bacău. Mare lucru să nu se fi întâmplat ca în cazul dosarului transferului, acolo unde judecătoarea Tarcea, știm foarte bine că a luat o șpagă destul de mare de la frații Becali, se spune că și de la Borcea, cu care s-ar fi iubit și așa mai departe. Dar astea sunt deja cancanuri. Repet, dacă reprezentanții statului român, în cazul de față, cei din sistemul ăsta judiciar al nostru prăpădit și-ar fi făcut treaba, nu s-ar fi ajuns acolo, nici ăsta să fie Săvulescu fugit prin Monte Carlo. Așa, nici Elena Udrea pe la... Am înțeles. Prin Costa Rica și... Oricum, Costa Rica și mi-aduc celălalt... aminte, cu asta încheiam săptămâna trecută, la Vaslui e plin de primari și de procurori în pușcăria de la Vaslui, nu la Vaslui pe stradă. Săptămâna trecută am avut parte de un alt eveniment, nu știu, ciudat, eu nu știu cum să-l explic, mă rog, a fost preluat de toată presa națională, s-au amuzat care mai de care cu acest caz de la Roma, cu cetățeanul care a luat geanta poliției. Deci, da, români. Iar aici, ca să nu fim modești, este o exclusivitate Roman TV. Trebuie să se lăudăm pe colegii noștri. Unii au mai scris, alții au lăsat-o așa. Da, de obicei. Așa, unii care de când s-a inventat, mă rog, blurarea asta așa, deci e rușine să... La sediul poliției. Mă rog, nu mai contează. Da, au fost televiziuni serioase care și-au respectat blazonul, că așa este normal. Când e vorba de o știre pe care o e în exclusivitate și colegii noștri au fost în locul potrivit, la momentul potrivit, iată, în splendoarea lui acest toț cu un tupeu fantastic. Au apărut la bancuri fără număr, am putea spune, cu acest domn acest filmat de cameramanii noștri și... Prins în flagrant, cu alte cuvinte. Unul dintre polițiști a dat seama că a dispărut valiza criminalistică, valiza criminalistului. Acolo sunt tot felul de ustensile pe care le folosește criminalistul. Era vorba de un accident rutier și el a plecat și, bine mersi, a spus că ce, l-a văzut pe acolo, se ducea să o ducă la poliție. Să credea că e... Și poliția unde poliție. Poliția era lângă el. Deci dă-ți seama... Dă seama că bine, în țara asta nu mai e nimeni întreg. Nu, Cătălin, e un caz izolat. Un caz izolat. S-a întâmplat, ca știre, este ceva fenomenal și jos pălăria pentru Roman TV, pentru faptul că a prins un subiect atât de tare. Nu, dar că, nu ai impresia că e de la camera ascunsă aici? Da, zici că e de la camera ascunsă. Zici că omul ăsta a încercat să facă... Cascadorii râsului, filme cu proști și așa mai departe. Dar se întâmplă în România, da? În România anului 2019 vedem un individ care este certat cu legea, am înțeles că și mai are copii cu probleme penale, rude, apropiate, ca să așa mai departe, care are un tupeu fantastic și fuge cu valiza de lângă polițiști. Adică așa ceva este de nedescris. Nu cred că s-a mai întâmplat undeva în lumea asta, nu zic de România, că în România cu siguranță, nu cel puțin în ultimii 21 de ani de când sunt eu în presă, n-am auzit de așa ceva, deci, sub nicio formă. Dar cred că... Dar și aia n-au văzut. Băi, vă pleacă valiza...
Au văzut, dar bine că au văzut. Ar fi fost frumos dacă și-ar fi dat seama după vreo oră că nu au valiză. Unde e valiza? Hai să căutăm camerele de tipic, supraveghere. Tipic de România. Apropo de cei care au fost cu bun simț și au menționat faptul că sunt imaginile surprise de cei de la Roma în TV Jos Pălăria, iar pentru ceilalți să le fie rușine. Am văzut și pe Facebook foarte multe publicații online care au apărut ca ciupercile după ploaie, care au preluat imagini sigla fără siglă. Ceea ce nu se face, că e o chestie de lipsă de bun simț. Nu știu la nivel național dacă toate televiziunile au păstrat sigla așa cum este normal. Alții au mai scris Facebook. Așa este logic, pentru că pe vremuri momentele astea se vindeau la televiziunile centrale, nu se ofereau așa, sau erau luate cu japca și ți-am menționat sigla. Văd că unii acum nici măcar nu mai fac acest lucru să lase sigla acolo pentru a se vedea de fapt de unde pleacă știrea respectivă. Repet, cred că este faza anului în presa locală fără doar și poate și cred că va fi în top la nivel național. Da, bravo colegilor de la Roman TV, cum tot celor de la Roman TV trebuie să le mulțumim pentru un material o investigație, să spunem așa, realizată în luna octombrie, asta apropo de cum se mișcă autoritățile atunci când se pot sesiza din presă și ar fi trebuit să o facă la vremea respectivă. Știu că am fost și eu puțin implicat atunci, am dat un telefon, cred că pe la DGASPC, dar știu că a fost colegul Dragoș, a fost la Stănița, cred că și Alexandra s-a implicat în acest caz, dar și ceilalți cameramani, bineînțeles. E vorba de Bătăușul de la Stănița, caz care a fost prezentat la Roman TV în luna octombrie, dacă vă mai aduceți aminte, acel individ, iată-l în toată splendoarea lui, acuzat că își lega copiii în lanțuri și bătea. Ei bine, mi-aduc aminte că au fost discuții ample, inclusiv deci, în redacție. Asta... discuții ample asta și ne întreba siguranță, nu? În Stăniță, adică s-ar fi știut la nivel de... Se știa, au ajuns, și polițiștii au știut, au fost audiați copiii și de către procuror, dacă nu mă înșel, polițiști cu siguranță, dar s-a mers atunci varianta oficială și ăsta este traseul, că se face o expertiză. Copiii trebuia să fie expertizați, că vorbim de copii minori, dar din câte mi-aduc aminte, existau voci atunci care spuneau că, băi, sunt copii și copiii cam mint și așa mai departe. Însă ceea ce au povestit copiii ăia să lăsăm. Nu prea îți dădea senzația că sunt chiar în stare să fabuleze. Și cei de la DGASPC au spus oficial, a fost punctul lor de vedere, că vreau să ajung și la concluzie, de asta spun că astfel de cazuri nu trebuie tolerate, trebuie să intervină rapid, până se clarifică situația, că urmează la fel o expertiză, după care propunerea instanței pentru a fi extrași, numai copiii puteau fi internați într-un centru de plasament doar printr-o sentință, definitiv, și deși în situația aia, dacă cineva considera că se află într-o casă unde riscă să fie grav lezați, se putea interveni și să fie extrași. Nu s-a dorit. Părerea mea atunci, senzația mea atunci a fost asta, că nu s-a dorit să fie extrași, din păcate, deși, repet, cel puțin semnalele de alarmă trase de aici de la Roman TV au fost destul de... ar fi trebuit să dea de gândit și celor de la poliție, deși decizia nu stă la ei. Parchetul care putea să dispună reținerea tatălui care era cercetat, aflăm acum că era cercetat da. În 2-3 dosare, pentru că până la urmă a fost arestat acest individ pentru loviri și alte violențe, precum și pentru tratamente aplicate minorilor. Da, e vorba de doi copii. Mai ales că și femeia văd că e într-o bătuți, relație de concubinaj. Da, bătuți da? Și chinuiți. Consum de alcool. Ar fi lovit-o pe ea, cât și pe cei doi fii minori acestea. Da. Din extinderea cercetărilor a ieșit că bărbatul este cercetat în alte 3 cazuri. Vedeți? Sunt dosarele vechi, da. Inclusiv cel din octombrie. Când vezi că ai de-a face cu un om de genul ăsta, nu încerci să... Nu, problema este, Cătălin, alta. Eu pun o singură întrebare. Ce s-ar fi întâmplat, cine ar fi răspuns dacă, Doamne ferește, acest monstru i-ar fi omorât pe cei trei, pe copii, că acolo e un concubinaj, cei doi au un copil, iar femeia are dintr-o altă căsătorie, dacă nu mă știu, 2 sau 3 copii. Iar doi care sunt mai mari sunt bătuți de tatăl vitre, cum ar veni. Ei, dacă se întâmpla ceva și ar fi fost zdrobiți în bătaie, omorâți, cine ar fi răspuns în condițiile în care, iată, Roman TV a dus la cunoștința autorităților în societatea română, această mi-e pare foarte situația copiilor. Am mai spus-o aici, că
Da, noi ne batem cu cărămida în piept, suntem popor creștin și foarte bine că ar trebui să ne trezim odată și să aplicăm lucrurile astea și în viața reală. E o discuție în societatea românească, să nu despărțim copiii de mamă, de știi cum e, că na, e bine, mai bine în familie, să nu intervenim. Că sunt nu... și răi, că nu știu ce dar fac, nu știu, că am impresia fac obrăznicii, dar astea... nu cred că acei copii erau atât de răi încât să merite acel tratament și niciun copil cât de rău ar fi nu merită un tratament de genul ăla, să fie bătut și legat în lanțuri, că nu e animal, nu e câine, da? Eu zic că e o faptă deosebit de gravă și mi-aduc aminte cât de mult a încercat Dragoș atunci să stea de vorbă cu învățătoarea și diriginta unuia, că unul era la gimnaziu, celălalt cred că era la școală primară, dacă nu mă înșel, și cum cadrele didactice nu au vrut să vorbească, nici directoarea. Pe la primărie, asistența cea care răspunde de asistență socială, la fel, a dat niște întrebate dacă știe ce se întâmplă cu copiii ăia. Da, am făcut niște investigații, adică ca la noi o delăsare totală, se știa clar ce se întâmplă, dar cred că s-a mers pe principiul ăla, bă, că merge așa, ăia beau, e o familie destrămată, da, într-adevăr. Apropo de stănița, mi-aduc că te ascultam familie formată din... În presa locală a mai apărut un caz tot așa cu familia. Acum nu știu dacă tot asta ar fi. A scris un ziar tipărit. Tot așa scria și am rămas total siderat. Scria despre o familie, nu mai țin minte exact în ce ziar am citit. Cred că e un an în urmă. Pe vremea asta așa. Și a zis, domnule, în comuna Stăniță trăiesc niște oameni, n-au lemne, n-au unele, nu știu dacă chiar familia asta, nu mai rețin. Și s-a dus ziaristul la primărie. Să întreb, domn primar, știți de cazul ăla? Nu știu, domnule, trebuie să mă interesez. Eu când am auzit un alt caz tipic românesc. Păi tu ești primar în comuna asta. Deci nu ești în Las Vegas, nu ești în București să zici, băi, nu mai știi unul dacă de altul. Un caz, să zicem, să proaspăt, știi, da. Avea o scuză, da, primarul că nu știa. De asta știa. Și cu doamna de la protecție, de la primărie, de la protecție socială. Asistență socială, da. Știa, nu dar știa. Și la comună îi știi, da, pe dar, toți, mai frate. Până la urmă nu era stăteam puterea ei. Ea putea să tragă într-adevăr un semnal de alarmă, dar decizia de extragere a celor doi copii din acel mediu ținea de implicarea celor de la DGASPC. Cazurile astea complexe sunt preluate și rezolvate de către ei. Ori acolo s-a spus că am dispus o expertiză, vom merge în instanță și instanța va decide. Bun, eu asta întreb. Dacă erau omorâți cei doi copii, cine răspundea? Dădeau vina acum unii ani? Pe alții? Că stai să vezi, dar e vorba de doi copii, fără apărare. Ăia de aia fuge, copiii erau acuzați că fug de acasă. Păi de aia fugeau de acasă, pentru că erau tratați cum erau tratați. Deci dacă trecem acum la presa națională, cred că subiectul ultimelor zile în România este faptul că natalitatea scade grav în România și deja am ajuns la momentul de cotitură. Cei mai puțini copii s-au născut în România în 2018. Mm-hmm. Și de aici începe prăbușirea statului. Păi dacă noi nu avem grijă, mă frate, nici de unul, nici de altul, nici de la sărac, avem grijă numai de la bogat, să mai mărim salarii, să mai punem... Că s-au mărit salariile și Cătălin, la DGAPC, și la primării, Cătălin, și la spital, și la poliție, au și la prefectură, și la... Însă, unde vrei. Dezinteresul este mare, unul la mână. Există o lipsă de implicare pe care eu o știu, o simt și o vezi la autorități care, de regulă, atunci când sunt prinse pe picior greșit, nu vorbesc cu presa, dau cu frit. Vin cu câte o poziție oficială, stai să vezi că nu e așa, adică limbajul ăla de lemn. În schimb, într-adevăr, ei sunt angajații statului, sunt foarte bine plătiți, iar sumele de bani cheltuite pe această zonă de asistență socială sunt fenomenale. DGASPC-ul, am mai vorbit aici. Da, șomaj, are cel mai mare și foarte bine, pentru că fond. Trebuie să suntem o țară săracă și trebuie să, da, scoatem eu asta populația aș vrea să întreb, asta, nu? Adică nu asta. Asta i-aș întreba pe cei care au coordonat, au gestionat această situație, cum ar răspunde ei în momentul ăsta dacă cei doi copii ar fi fost omorâți în bătaie, în condițiile în care din octombrie, prin intermediul Roman TV, se știa ce li se întâmplă acelor copii. Cine ar fi răspuns? Ar fi arătat cu degetul poliția la parchet, parchetul la poliție, poliția la DGASPC, DGASPC-ul asistenta responsabil cu asistența socială din primărie, asistența doamna respectivă la primar și tot așa. Vedeți, e fuga de responsabilitate. Lucrurile se leagă în domeniul ăsta. Ați auzit? Alcool,
oameni lăsați în voia lor, păi oamenii ăștia lăsați în rural așa, mulți vin și ne dau lecții la televizor, domnule, eu sunt mare și tare și fac și drec și desfac. Da, mă, dar oamenii ăștia n-au relații, oamenii ăștia n-au pe nimeni, n-au cum să... Trebuie mers la ei, învăță, băi, fraților, ce să facem cu oamenii ăștia din România? Sunt o grămadă, râd toți, da? Că în Vaslui, că în așa, că în Teleorman, că încolo, că încolo, așa. Dar da, Cătălin, că România nu duce lipsă de săraci. Oamenii adică ăștia ar putea sunt face sunt oameni ceva. Care trăiesc în condiții... Îi lăsăm să stea prin cârcium, mizerabile. Îi lăsăm să facă viața pe care îi căutăm la 4 ani să ne voteze, să voteze pe prin cărcium. Și, nu, e greu. Pe... Din păcate sunt multe astfel de situații care nu pot fi rezolvate bătând din degete. E vorba de strategii pe termen lung și nu nimeni ne-am născut are, nu are nimeni grijă a strategiilor Daniel, pe termen lung. Au trecut 30 de ani, mâine poi mâine, bifăm 30 Cătălin, de ani de la Revoluție. Grijă... De când am intrat în lumea asta liberă. Păi Cătălin, noi ce am făcut, grija frate? Lor este să care, libertatea noastră... Grija lor este să care cu sacoșele sutele de mii de euro, milioanele de euro prin străinătate, nu au ei grija amărâților din această țară și nici nu le se gândesc cum să-i scoată din situația asta. Am văzut că sunt criticați în dese rânduri, poate de multe ori pe bună dreptate, dar de multe ori pe nedrept, că sunt puturoși, că nu vor să muncească, că stau prea pe acasă, dar mulți dintre ei ăștia care sunt un venitul minim garantat, nu știu dacă cineva, eu i-am urmărit la o primărie, nu vreau să dau nume și chiar îi rog pe cei care sunt foarte tari în clonț, vorba aceea, și uite puturoși că nu vor să meargă la muncă, să-i vadă pe majoritatea dintre ei, nu toți, cum arată fizic, ce oameni sunt ăia. Cei mai mulți dintre ei sunt au probleme grave cu alcoolul. Păi da. Unul la mână. Să nu crede cineva că ea bea whisky și v-ați regal. Ea bea un spirit medicinal. Sunt oameni cu probleme foarte mari. Pe ăla nu poți să-l duci într-o firmă să te bazezi pe el. Cei mai mulți beneficiari ai venitului minim garantat sunt probleme de sănătate. Sunt cazuri sociale. Adică nu poți să spui, bă, putoare. E clar că există din ăștia și în Anglia, și în Franța, și în Germania. Sau a mai fost situația la fel care a făcut deliciul presei centrale și a mai povestit-o aici, dar mă scoate din sărite. De asta trebuie să judecăm anumite informații care vin inclusiv din presa centrală. Să nu crede cineva că sunt lucruri extraordinare. Da. Corect, un musai. Că Vasluiu, nu sunt din Vaslui, sunt nicio formă, n-am nicio treabă cu Vaslui, dar m-am cam săturat că a intrat așa, este o modă să ne batem în joc, bătaie de joc la adresa celor din Vaslui, că-s violatori, că au fost câteva cazuri pe acolo. Mai nou a fost povestea aia cu cel de la venit minim garantat, care a sunat la dispeceratul celor de la ISU solicitând să vină cineva să desfunde strada. Nisese foarte mult, dar nu cărarea, strada. Ce potop de înjurături s-a bătut acelui om în condițiile în care părerea mea este că n-a greșit absolut deloc. Bine, eu nu știu de unde până unde a știut ăla de la pompieri că la care a sunat e cu venitul minim garantat. Adică putea să sune orice cetățean normal la primărie, că vorbim de primărie care gestionează banul public și primăria are bani pe care îi cheltuie în stânga și în dreapta pentru dezăpezire, că în normal așa trebuia să întâmple. N-a știut omul unde să sune, dar pompierul trebuia să zică, bă, sună la primărie sau trebuia să sune la primărie, să vină ori la de la avea autogreder, dacă nu chema de la județ și așa mai departe. Dar de acolo să-l faci pe la, bă, uite puturoși, așteaptă să vină să desfundă strada. Bă, da, duceți-vă voi, mă, și desfundați o stradă cu lopată. Că era vorba de câteva sute de metri de șosea. Da. Dar hai că, într-adevăr, e de bun simț, tu ca și proprietar, să-ți faci cărare pe trotuar sau pe lângă drum. Dar de unde până unde să vedeți zăpada de pe stradă? Da, și tot poporul facebookist a fost într-o hăhăială și un jurături la greu. Uite, bă, nenorocitul ăsta cu venitul garantat a cerut să îi se desfunde strada. Dar pe bună dreptate. Acum câteva luni, mă uitați, sunt undeva la 45.000 maxim de cărți de muncă în județul Vaslui. Județul Neamț a trecut de 70.000 spre 75.000 de cărți de muncă. Asta spune mult. Cum poți să ții un județ în spate cu 45.000 de oameni? Da? Da, deci județul Neamț... Cărți de muncă pentru cei care lucrează în mediul privat? Nu, cărți de muncă înregistrate. Nu știu, n-am informații în acest sens, dar dacă deci Neamț m-am uitat în... sunt 70.000, tare curios aș fi să văd câți dintre cei 70.000 lucrează în domeniul privat și câți la buget. Cred păi că e 50-50 sau dacă nu cumva...
să nu fie mai mulți la zona bugetară, că am văzut, apropo de zona bugetară, și o informație de ultimă oră, să spunem așa, știți că în sistemul medical, în sistemul de sănătate au apărut discuții, au început să scadă salariile, în special din cauza reducerii sporului de weekend de la 100% la 30% și nu știu ce calcule, noi calcule se bagă indemnizația de hrană, nu știu cum, în fine, au scăzut salariile. Unii spun că sunt asistente care au luat mai puțin cu 1000 de lei. Inclusiv la Spitalul Roman sunt discuții în acest sens și nemulțumiri. Asta exact. E de ultimă oră pentru că au venit fluturașii astăzi, au început să se ia bani și oamenii, angajații au constatat că lipsesc de la 200 de lei la 5-600 în funcție de, de ce post ocupă fiecare. Și așa nu sunt bani, e o sesizată asta, noi ne-am dat seama că nu mai pot ține ritmul, asta că avem creștere economică e o vrăjeală, da. Bine, avem creștere economică, dar când o fi industria românească, 100% românească, că noi avem industrie românească, dar pe hârtie, da? Nu-i industria românească sută. În fine. Cătălin, mai este o problemă și putem discuta și aici. Una dintre cauzele pentru care nu sunt, să zicem, nu rămân mulți bani în țară, este că profitul se externalizează. Deci toate multinaționalele vorbeam externalizează mai devreme, profitul. Este și varianta. Este în și varianta. Mama naibii în offshore, da, și ascund. Măcar ține mai aici, investește aici, fă ce mai. Nu ascund în offshore. Cheltuie aici. Scot bani prin offshore ca să scape de taxele statului român. Nu, dar sunt și care încheie diverse contracte de consultanță, cel mai multe dintre ele, adică fictive, cu alte cuvinte, dar contractele de consultanță cu firme din străinătate și uite, așa pleacă milioane de euro care intră pe cheltuieli în firmele de aici. Dar sunt niște lucruri cunoscute de către statul român, ANAF-ul știe foarte bine, nu știu de ce nu ia măsuri. Au venit cu alte tembeli, alte taxe și așa mai departe, când ar putea să stopeze hemoragia asta cunoscută și mai ușor de oprit. Însă, apropo de sistemul medical, ca să termin ideea, eu cred că lucrurile nu se vor termina aici. Am văzut că la Spitalul Roman sunt mulți asistenți, multe cadre medicale nemulțumite. Și la Piatra Neamț. La Piatra Neamț și nu numai. S-a protestat. În toată țara văd că... Și văd că se este foarte posibil ca și mâine să fie un nou protest în situația în care oamenii sunt nemulțumiți. Nu sunt oamenii bani. Și-au făcut viața la nivelul ăla de salarizare câteva luni și acum se trezesc că au și ei dreptate. Dacă lucrează într-un domeniu de risc. Da? Nu spune poți să duci niște microbi acasă în voia cea bună. Și îi duci. Poți să, deci nu lucrezi într-un mediu în care toată lumea vine cu probleme. Dar trebuie să înțeleagă și ei că trebuie o schimbare în toate domeniile. Și la primărie, și la spital, și la școală, Cătălin, și în presă. Prima criză a lovit puternic 2008-2010, când guvernul Boc, cu mâna și prin vocea președintelui Traian Băsescu, a tăiat la greu din lefurile bugetarilor. Pe bună dreptate, sunt și acum persoane care... Sunt persoane care țipă și pe bună dreptate ne-a stăiat nouă salariile și voi ați avut de unde fura, pentru că tunurile mari date de Elena Udrea și gașca lor de pedeliști hoți, atunci s-au dat. Într-adevăr, ipocriți la maxim, n-aveau nicio treabă. Aici se murea de foame, că au lăsat profesorii efectiv în fundul gol, pentru că mai toți bugetarii și angajații, că și cei de la privat au avut de suferit, toți aveau câte un credit. Și care s-au aruncat pe credite mai mari, în momentul în care s-au tăiat salariile, eu cunosc profesori care a rămas, în momentul în care, după tăierile salariale, mai rămânea cu 1.000.000, 2.000.000 din leafă. Restul pleca la bancă, rate după ce s-au tăiat salariile. Deci este clar că au avut un exemplu atunci și ar fi trebuit, eu mă refer la cei care au făcut din nou credite, pentru că am văzut că se plâng mulți dintre ei că ne-am făcut credite. Păi băi, dar oameni buni, n-ați văzut în 2008-2009 ce s-a întâmplat? Nu era clar? Nu te uiți puțin? Ia să mirosim. Nu ce ne-ați se întâmplă? Ascultat aici la emisiune? Ce se întâmplă? Nu e posibil. De-aia vă spun, județul Neamț are 70, maxim 75 de mii de cărți de muncă. Da? Contracte de muncă. Ori mai fi câteva mii la negru, dar nu cred că poate. Și dacă sunt mai câteva mii la negru, cu ce te încălzește pe În Vaslui sunt până în 45.000 de cărți de muncă. În Iași sunt undeva la 140-150 de. Deci dacă adunăm toată Moldova asta așa, deci vă dați seama, sunt 400 și ceva de oameni. Unde sunt oamenii ăștia?
în județul Neamț? Mm. Unde sunt? Unde produc? Unde lucrează? De unde mănâncă? Deci punem întrebări, pur și simplu. Facem calculul matematică de clasa 7. Păi, Cătălin, este clasa foarte 4, simplu. 5, 7. Mulți dintre populația activă, în mare parte, este plecată, dar tinerii în putere și numai tineri, sunt și bărbați la 60-70 de ani, cunosc eu, are 72 de ani și lucrează în Italia de nu are aer, da? El, acel domn, ar putea să lucreze lejer și în România la un privat, fără doar și poate, în construcții, lucrează în construcții. Deci forța de muncă adevărată nu mai este în țară, au rămas foarte mult pe zona bugetară, pe zona serviciilor, pentru că vedem pe construcții, la construcții, firme de construcții, ne uităm la anunțuri. Câte anunțuri de angajări. Dar cum să nu meargă, domnul zidar, Daniel, firar, cum să nu meargă în România zilelor noastre o firmă de construcții? Cum când noi vrem? Avem de construit la greu, de la A la Z în țara asta. Cătălin, trebuie să ai și bani ca să construiești. Iar apropo de construit, se pregătesc niște tunuri interesante, o să vorbim săptămâna viitoare, apropo de tunuri, care vizează, să spunem așa, județul Neamț. E vorba de fondurile pe PNDL. Doi, cineva încearcă o ghidușie, dar poate mai stau pe cu ochii în patru, mai sunt și alții, nu numai noi. Pregătim, dar ghidușia înseamnă câteva sute de milioane de lei. Se încearcă o chestiune care nu este deloc legală din punctul meu de vedere, e în sfera penalului, da? Eu știu la câte se mai întâmplă în ziua de azi și vedem că se bagă mâna cu tupeu și nu răspunde nimeni. Ne oprim pentru publicitate. Revenim să discutăm iarăși despre autostradă și despre alte proiecte aici și despre alte probleme aici în zona noastră. Am revenit în direct, stimați telespectatori. Vorbim puțin despre autostradă. Sperăm să nu rămână doar la stadiu de vorbă. Sper că mai prindem noi în viața asta sau copiii noștri vor prinde. Dacă sunt rude cu Matusalem, s-ar putea să prindem și noi, să ne tragem pe autostradă. Dar eu cred că asta e singura, n-avem nicio șansă. Singura soluție e să eu știu, altă revoluție. Revoluție pentru autostradă. Da, toate ONG-urile care au mers la întâlnirea de la Palatul Victoria, mă rog, deputatul nemțean Iulian Bulai a reușit să medieze această întâlnire cu doamna Dăncilă, dar ce să mediez cu doamna Dăncilă? Aveți impresia că doamna Dăncilă vorbește ea sau are doamna Dăncilă, vreo putere? Are ea vreo... În primul rând trebuie să ne întrebăm dacă doamna Dăncilă știe unde este Ungheniu, unde este Iașu. Târgu Neamțu, cred că Târgu Neamțu știe unde e, că o fi dus-o domnul Arsene pe acolo, a plimbat-o pe la mănăstiri, dar legătura de la Târgu Neamț, Târgu Mureș, mă îndoiesc că știe, are alte probleme pe cap, vedem că nu sunt salarii pentru sănătate, nu sunt bani pentru salarii în sănătate, vedem că sunt atâtea și atâtea probleme încât mă îndoiesc, adică încât. Sunt convins 100% că nu se întâmplă absolut nimic anul ăsta cu privire la autostradă, dar absolut nimic, nici ideea de parteneriat public-privat nu este fezabilă. Nu cred că va veni nimeni să investească pentru că vorbim de investiții. Cătălin, asta e poveste cu chinezii. Cât au investit chinezii în România? Nu știu, nu avem niște date oficiale. Cât au investit? Să ne aducem mai multe. M-am uitat era premier, trecute. Era premier Victor Ponta, da? Rompetrolul când a venit premierul? Rompetrolul nu e al lor? Nu, chinezii. Ăsta mai nou, acum chinezii sunt la Rompetrol. Nu știu dacă au fost aia din au 85 de Kazakhstan. Miliarde. Au luat profit, au avut profit anul trecut. Nu, cred că e prea milioane, mult. Milioane, nu miliarde. Ei, și ce se facă cu 85 de milioane, Cătălin? Să facă studiu de preț și fezabilitate la 3. Nu, dar ai zis că chinezii scot bani din România. Da, dar îți bani puțin. Ca să faci autostradă ai nevoie de miliarde de euro. Puțin. Ce, o să vină ei cu miliarde de euro să investească în România? Au promis, a fost premierul Chinei în perioada când domnul de la Pro-România, acum domnul președinte de la Pro-România, domnul Victor Ponta, era premierul României. Și au promis că vor investi. Inclusiv atunci s-a discutat despre parteneriate public-private, pe nu știu unde, facem autostrăzi, facem avioane, facem aeroporturi, facem heliporturi. Nu s-a întâmplat nimic. Da. Nu s-a concretizat nimic. Anul trecut s-a discutat și a fost votată lege în Parlament că dăm drumul la autostrada asta. Ăștia n-au prins în buget niciun euro. A venit tămbălău, scandalul. Normal că oamenii au făcut scandal. Păi stai puțin și cine e euro? O soluție de compromis. Băgăm niște bani în prim-ministru, pe la Ministerul Transportului acolo, alocați construirii construcția autostrăzii, dar nu e vorba de construcție acolo. E vorba de actualizare studii.
Dar studii există. Când spui actualizare, înseamnă că există. Și tot am spus aici. Sunt 7 milioane care s-au dus pe Copa acum vreo 7-8 ani, tot pe studii pentru această autostradă. Nu s-a întâmplat nimic. Deci n-au avut bani să miște un deget. Acum, zici, ei n-au bani de unele altele și zic, bă, dacă să facem ceva, să ne apucăm de treabă, avem de studii, să le actualizăm. Actualizați-le, mai dați câteva milioane de euro. Vedeți? Și fac pariu că nu o să aibă banii în ritmul ăsta în care lucrează, pentru că ei n-au interesul de a face ceva, de a aduce fonduri europene. Ei au alte scopuri în viață, să prindă cât se poate de mult acum mâna până la umăr, dacă se poate cu totul, să le rămână numai vârful degetului la picior afară, sunt în banii noștri, după care s-o taie, care pe unde apucă. Ăla s-a dus în Madagascar, altul e prin Monte Carlo, dar să vedeți, să vedeți și pe ăștia cum o să plece la un, cum adică o să facă la un moment dat, dacă se schimbă lucrurile. Guvernul, nu mai versiunea asta de parteneriat public-privat o agrează. Pentru că nu au bani, Cătălin. Nu sunt în stare să aducă nici bani de la Uniunea Europeană și nu au bani. De unde bani în buget? Tu crezi, vorbeam cu cineva și îmi spunea că pentru investiția aia în proiectul spitalului de la Piatra Neamț de 200 și ceva de milioane de euro ar fi bani alocați. De unde bani alocați? Un miliard de lei. Pe tu nu ai bani să învârți ceva. Cătălin, nu ai bani să dai mănuși la asistente, nu ai bani pentru medicamente la pacienți. Și acum în spital, și doar am spus-o aici, nu o spunem de azi, și au confirmat în timpul protestelor cadrele medicale, că nu sunt bani pentru mănuși, nu sunt bani pentru medicamente, nu sunt bani pentru alea, pentru alea, pentru alea. 85% din banii care intră în spital sunt cheltuiți pe salarii și diferența pentru medicamente, pentru mâncare, pentru hrana bolnavului. Am înțeles că este alocat un meniu de o sumă de 5 lei. Hai să fim serioși. Noi discutăm despre avioane, autostrăzi. Un euro. Vorbim știi că ce facem sărăcia? Da, suntem, chiar așa suntem proști? Punem botul și ce ne spune Arsene că o să facă, gata, o să fac? Sau nu mai Arsene? Toți. Să nu crede cineva că ceilalți sunt mai buni. Nu. Într-adevăr, în perioada cât au fost ăștia pedeliștii, au fost mai mulți bani de furat. Au mai reușit să mai tragă niște fonduri, dar acum suntem la furat și la fonduri europene. Nu sunt care să-i aducă. Lumea din țară, unii spun orice zi înseamnă dar unii spun mai, că, nu, Cătălin, mai unii spun, unii spun că nu aduc fonduri europene, că sunt greu de furat. Așa este. Acolo există alte reguli la fonduri europene. Nu poți să-i furi pe fonduri bugetare, furi cât vrei. Iar aici, tot o chestie de furat. Nu ești în stare să aduci de la Uniunea Europeană bani, deși tot s-a vorbit. Mi-aduc aminte de când era deputat Cătălin Drăgușanu, că vin bani pentru autostradă și așa mai departe. Nu a venit niciun ban, da? Acum se merge pe varianta public-privat. Păi, mai punem noi, mai punem, luăm taxă, facem dregem. Și facem n-o o taxă se întâmple. De 7 nu vine nimeni. Nu vine nimeni. Este o investiție destul de costisitoare și nu cred că este cineva dispus să bage atât de mulți bani fără să-i scoată foarte repede. Sau să dea Dumnezeu să întâmple așa. Eu sunt mai pesimist de felul meu. Am spus-o și acum câteva luni și anul trecut că nu se întâmplă nimic cu autostrada. Uite că nu se întâmplă. Și cred că cel mult vor actualiza aceste studii, în rest absolut nimic. Și noi stăm, nu mai țipăm, mai pe Facebook, mai... După toată nebunia aia cu Iohannis, care a făcut transmisiune în direct, a semnat el acolo, nu sunt obligați a promulgat și asta legea. Nu înseamnă că ei sunt obligați dacă să aloce bani din buget, alocă 10 lei. E lege și dacă este lege trebuie să fie respectată, dar uite că nu se respectă, ei spun, dar nu tot aici am discutat, ei spun, domnule, nu avem bani pentru autostradă, ce să ne facem? Nu avem bani. Și tu ții, bă, dar stai puțin că e lege. Da, e lege și dacă e lege ce? Dacă nu avem bani? Și se știa de anul trecut că nu o să fie bani, așa cum se știa de anul trecut că nu o să fie bani nici pentru cetatea nouă a romanului, domnului și domnilor. Și o să rog pe colegul Adrian să ne dea niște fotografii realizate anul trecut în mai, iunie. Cetatea nouă a romanului de pe Siret, aici la vreo 5 km, la Gădinț. Este noi am mai vorbit despre... Și fostul nostru coleg este acolo, consilier al domnului Arsene. Domnul Arsene se uită după ruinele cetății. După cetate. A fost lăsată de izbeliști anul trecut în iunie, că de asta noi le reamintim, nu musai că îi criticăm, deși poate să fie considerată și critică. Anul trecut în luna iunie a fost o vizită a domnului Arsene cu cei de la Consiliul Județean, consilierii, purtători de cuvânt și așa mai departe, la cetatea nouă a Românilor. Ce a promis domnul Arsene atunci? A promis că va depune toate eforturile să treacă această cetate care se află în subordinea și este administrată de Ministerul Culturii, credeam să treacă în subordinea Consiliului Județean. Mare. Pentru că, într-adevăr, nu poate să bage bani de la Consiliul Județean să o reabiliteze și să o introducă în circuitul turistic. Se întreabă telespectatorii unde vezi cetatea.
Păi acolo e în Bălării. O cauți în Bălării? E cetate de piatră, dar realizată în perioada domnului lui Ștefan cel Mare. Mai sunt, am înțeles, niște ziduri. Nu a fost recunosc. Două ziduri? Câte sunt? Dar uite, două ziduri, trei pietre. Vreau să spun că poliția județului Neamț, prin compartimentul patrimoniu, unde este comisarul șeful Josanu, a sancționat Ministerul Culturii. I-a tras o amendă, bine că nu plătește cineva de la Ministerul Culturii. Da, că da, știi, poliția dă amendă la stat. 80 de milioane de lei și o să venim imediat. Judecătoria romană a judecat contestația. Cei de la Ministerul Culturii au contestat amenda de 8.000 de lei noi, da? Și iată, amenda a fost dată în 14 iunie 2018, iar după o lună a fost domnul Arsene acolo, deci s-ar putea să fi făcut demersuri ca această cetate să treacă în subordinea Consiliului Județean, dar nu avem informații în acest sens. Cert este că au trecut câteva luni bune și nu s-a întâmplat nimic și lucrurile au rămas așa cum le știam. Adică cetatea este în continuare în parangină, în schimb ce au făcut? Au mai bifat un exercițiu de imagine. Noi mergem, facem, noi dregem, venim, luăm strada Mihai Viteazul. Mă gândesc acum la strada Mihai Viteazul de la Roman și mă gândesc foarte serios care a fost preluată, a trecut în administrarea Consiliului Județean Neamț. Deci n-a putut să o facă primăria, a luat-o Consiliul Județean Neamț, atenție, va fi reabilitată cu bani, asfaltată cu bani de la Consiliul Județean Neamț, după care cred că va fi trecut din nou în subordinea primăriei Roman. Păi nu știu de ce s-a recurs la această variantă, o să studiem și noi mai atent. Nu ar fi fost mai bine oare ca din bugetul Consiliului Județean n-am să primească primăria Roman niște bani? Faci niște documente să treci, nu înțeleg logica, treci în administrare o stradă ca din oraș, o treci la CC ca să o asfaltezi, după care o dă înapoi. N-ar putea să fie și niște înțelegeri de altă natură aici? Politică, mă întreb. De ce să nu se ducă mâine la Gâdin? Să zică, băi, drumul ăsta comunal, da? Hai să-l trecem în subordinea Consiliului Județean să-l asfaltăm, după care ți-l dăm înapoi. Și uite, când o să vină alegeri, o să spună lumea, băi, ai asfaltat șuseaua, domnul primar Pișentru, uite ce asfalt avem. Deși, Doamne ferește, la ce șosele județene avem, să zic unii că ar fi bune. I-aș ruga să meargă pe la Icușești, pe la Mărgineni și să meargă și pe alte ritmul drumuri județene. În care toată lumea cere bani, jurutiere. Toată lumea cere bani de la buget, eu mă întreb unde o să ajungem. Da, o să se dea în stânga, în dreapta, o să se angajeze în continuare. O să ajungă la fundul sacului. Exact. Foarte multă disperare a fost pe Facebook zilele astea că doi senatori din Neamț nu au percutat și nu au votat creșterea alocațiilor pentru copii. De unde, fraților? De unde? Toată lumea vrea salarii mari, vor beneficii, vor bilete de tratament, vor vouchere de vacanță, câte și mai câte. De unde? De unde să mai producă țara asta? De la muget. De la muget. De la muget. De la muget. Da. Așa, de unde să mai ia așa? Doamna Dăncilă vrea și ea, am înțeles, un avion. Ce mai vrea ea să-și mai cumpere? Vrea și ea să simte? Cătăline, lucrurile sunt simple. Deci ar fi bani. Am dus țara asta de râpă rău de tot. N-am dus-o noi, că n-am guvernat eu, nici tu. Au dus-o ei. Noi ne uităm la ei cum își bat joc de noi. Asta este clar. Ideea este cu totul alta. Bani ar fi și pentru majorarea alocațiilor, și pentru trai decent în zona bugetară, dar nu exagerat, dar cu anumite condiții. Ar trebui, în primul rând, din punctul meu de vedere, să fie tăiate pensiile speciale. Hai să luăm de la aia care nu mai pot duce sau au pensii de sute de milioane de lei vechi, da? Și banii pe care am obținut puteam să-i băgăm în majorarea alocațiilor copiilor. Pentru că, într-adevăr, este o problemă mare în România cu natalitatea, numai în România. Și în Ungaria, am văzut că în Ungaria Orban a venit cu alte idei, mult mai frumoase, dar par mai interesați ungurii de situația lor cu natalitatea decât noi. Noi nu avem nicio treabă. Noi, în loc să încurajăm, o descurajăm. Mai fac românii copii din inerție că sunt tineri sau căsătorii, hai să facem un copil. Nu mai facem pe al doilea că e greu de trăit. Te întreb de ce am ajuns în situația asta. Păi, decât să-i faci și să chinuie, faci, te rezumi la 1, maxim 2, cât poți, știi că poți duce, nu? Duce în sensul că poți să muncești, să-l întreții, că nu faci să-l chinui, să nu ai cu ce să-l încalci, să-l trimiți la școală, să-l trimiți într-o vacanță, să-i dai un ban de buzunar și așa mai departe. Sunt niște lucruri pe care specialiștii noștri, pe care îi avem cu siguranță, le știu foarte bine, cum că se fac cu studii. Cu acel coș de... Yeah. Deci era bătăie de joc. Deci fantezie de asta permanentă. Oamenii trebuie să se trezească. Nu se trezesc oamenii. Oamenii se vor trezi când nu vor avea bani. Când s-au trezit oamenii din sănătate? Opa, când au avut bani, când au tăiat bani. Când se vor trezi și ceilalți? Opa, când o să aibă bani. Până atunci,
Au de că se mai uită, dansează pe Facebook, mai băgăm o ștocăreală, mai hu-hu-hu, ha-ha-ha. Deci cam ce-l arde, ce-l deranjează? Îl deranjează dacă îi fură cineva, dacă îi bate cineva copilul, dacă nu se simte siguranță, dar nu intră în profunzime, cei mai mulți dintre noi nu intrăm în profunzime să ne intereseze la cum sunt guvernate fiecare, țara. Scuză-mă că ne apropiem de final și... toată lumea caută un loc bun la partid, pleacă de la PSD, se duce colo, pleacă. Băi, dar niciunul nu rămâne pe din afară, bă. Zici că toată lumea e condamnată să trăiască Tu vorbești de cei pe care îi cunoști și știi. Nu toată lumea, acum se fac negocierile pentru listele de europarlamentar. La greu. Vrea și Rovana, vrea și ăla, vrea și ăla, vrea și Cutare. Vrea și... Domnul Cătălin, doamna senator Arcan, că au fost neamțul are 3 senatori marșilați. Am înțeles că cel de la PNL, domnul Țapu, a votat pentru majorare. N-avea cum, pentru că a fost proiectul lor, da, inițiativa lor. Nu cumva are nepoți. Nu asta contează, că au ei bani să... Păi nu, da, doamna senator nepoți. Și a văzut, cum se cheamă, saci în căruță. Cu fiisa, da, asta e lucruri care circulă pe Facebook. Hai să vedem... Să vedem și altfel. Nu judec chiar așa, că nu cred eu că senatoarea Arcan și senatorul Manoliu s-au gândit la nepoții lor. Nu avem bani pentru copii. A fost de la PSD. N-aveau bani pentru copii, asta este. Dar uite cât de mult a contat. Sau, ca și varianta oficială, imagine. O să facem un proiect de lege separat pentru... Dom'le, bugetul, grijă. Deci explicația este foarte simplă. La cum trag de bugetul ăsta să ajung, îl întind, să ajung pe unde trebuie, toate... de unde mai vii cu o cheltuială în plus? S-ar putea să fi fost, sau cred că a fost o chestiune și de strategia celor de la PNL care au venit, mai ales în an electoral. Păi poate să vină cu tot felul de inițiative acum. Noi, grupul PNL-USR, Pro-România, vrem să creștem, venim cu un proiect, să creștem pensiile... Știi ce m-a deranjat? Nu știu cărei categorii deci, ei la 1 ianuarie erau în vacanță. Deci la 1 ianuarie, noaptea de... Prima știre a fost după anul nou. Bă, azi au crescut salariile la parlamentari, la cutare. Băi, și n-au crescut cu 1.200.000. 102. Au crescut angro și în detail. Vedeți? Pensionarul o să-i creștem când o fi la toamnă. Lucutare când o avea. La copii când o avea, că ea mănâncă când... Băi, suntem țara cu cei mai săraci copii. Ați văzut câtă... Cu copiii care merg seara la culcare la nemâncați. Deci nu-i glumă, frate, deci nu-i glumă. Deci în ritmul ăsta, ei nu sunt conștienți că populația va pleca, va migra în masă, vor rămâne ei, probabil dimineața vor merge la parlament, seara nu știu ce vor face, vor lucra să-și scoată și eu un salariu, glumesc, dar... Lasă, că așa spunem de ani de zile și nu s-a ajuns în capul. Noi vrem să facem autostrăzi. Mine mă amuză asta. Deci dacă am putea în vara asta să asfaltăm drumurile, că sunt praf, e 85 și alte drumuri. Și, deci toate orașele sunt praf. Deci nu știu dacă există vreun oraș care să zică stă bine la asfaltări. Deci... Da, așa se întâmplă. După sezonul rece se acționează cu antiderapant, cu soluții, cu sare, cu așa, asfaltul e de proastă calitate, crapă. Dar nu e asta problema. Problema este că nu numai asfaltul e cu probleme, sunt și alte lucruri. Dar noi de la Revoluție stăm la nivel de asfalt, stăm la nivelul de jos. Nu mai gândim nimic. Păi, toată planeta asta, te mai uiți pe Facebook, mai vezi, construiesc oamenii, fel de fel de lucruri, clădiri, SF, tot. Noi stăm la domeniul de... Dar și la noi se construiesc clădiri SF, Cătălin. Spitalul Județean Neamț. N-ai văzut ce proiecte acolo? Zici calculatorul că suportă absolut orice. Nu, e într-adevăr o situație destul de complicată. O să vedem ce va fi și cu bugetul acesta. Bugetul sau mugetul, nu știu ce... Situația da, destul de complicată în întreaga Europa. Cred că va fi un an deosebit de greu. Deja nu prea mai au de unde să mai împrumute bani, băncile să răzbună, pentru că noi trăiam, e foarte clar că trăiam din împrumuturi bancare. Cum comentezi atacul ăsta la Isărescu? Cât mai avem, Vlad?
Atacul Aisărescu este de analizat, nu dintr-o parte sau în alta, trebuie analizat în așa fel încât să, da, să vezi și, nu, totuși, să vezi absolut toate lucrurile. Într-adevăr, în România, cum bine spuneai și tu și spuneai și un invitat pe care l-am avut săptămâna trecută, într-adevăr, sunt cele mai scumpe credite, nu, sunt cele mai scumpe credite, sunt cele mai scumpe, cele mai scumpe credite, dobânzile la plasamente sunt foarte mici, deci diferența e cartul ăsta dintre dobânza plasamente și credite este foarte mare, cel mai mare din Europa. În Germania este 3, la noi este 8 spre 9. E fantastic. Oh, în Germania și e 2. Cred că 2-3. Și plătești când îți pui aici, afacerea pe picioare, nu aici, de luna a doua. Aici ar fi putut să intervină Isărescu. Unde este ipocrizia? Ipocrizia este că Banca Națională Isărescu. Ipocrizia este că cei de la PSD abia acum văd și trag niște semnale de alarmă în condițiile în care lucrurile astea sunt de ani și ani de zile. Joacă o carte interesantă în domeniul, joacă ca să fim corect. Joacă o carte să ajungă, tot ai lor, să ajungă la rezerva valutară și... Și cu Chioveșii? Și cu asta chiar am terminat? Cu Chioveșii rămâne de văzut. Să vedem dacă... Doamne, să ajungă. Nu zic să dă Doamne să ajungă, pentru că eu nu sunt un fan Chioveșii, n-am fost niciodată fan Chioveșii. Din punctul meu de vedere, doamna Chioveșii, sau din sub conducerea lui Chioveșii, nu a acționat așa cum trebuie, a acționat la alegere. Cum ai merge într-o grădină și adoni floricele. Da, o iau pe asta că e roșie, aha, o iau pe asta că îmi place săptămâna asta portocaliu. Nu i-am luat pe toți. Poate așa erau puse în, nu, veneau, în raft. Era o directivă. Apropo, dar de instituții care au fost luați de la care așteptăm noi energie, de la care așteptăm noi să se miște. Citeam azi o știre că șeful Ani, e un oarecare, nici nu mai știam cine e, are doar 10.000 de lei salariu. Parcă 10.000 de lei ar fi un fleac, mă, în România zilor noastre. Deci nu se mai mulțumește nimeni la stat decât cu 500 de milioane, dacă s-ar putea. Păi să mărim salariul, ce? Exact. Văd că și avocatul poporului vrea și el salariu mai mult. Ne oprim aici. Mulțumim, Daniel. Sperăm în vremuri mai bune și într-o săptămână mai bună. Toate cele bune. La revedere. Ne vedem lunea viitoare.